Alo. Ăsta e Liniela, ce se iau? Nu știu. Lilia, nu ne-ai spus când vin acasă trec la Liniela? Da. Păi și nu ne-ai spus te sun când ajung în Liniela? Tot așa am spus. Apoi că eu vin spre casă, am trecut la Liniela și te sun, ce se iau? A, nu, nu știu, vezi tu. Lilia, îți după o zi greu de lucrurile, s-a obosit, ce să văd și eu? Dar vezi tu și este acolo. Este ea ca mâncare pentru câini, mâncare pentru pisici, este detergent pentru vase. Detergent pentru haine. Acolo văd caiete sunt. Ia uite, ceai, cafea, pahare, tort este. Doamne, nu mi-ar ce este în Liniela? Dar dacă îmi spui să văd ce este, eu văd ce este și îți spun și ție ce este. Ce să eu îți spun? Nu știu, ești tu ceva bun. Lilia, ții minte că prietenii mei erau împotriva relației noastre și îmi spune să nu mă însor? Da. Și ce vrei să spui cu asta? Nimic. Ce ceva bun, Lilia? Să iau tort, să iau salam, să iau salată, ce să iau? Da, ia! Lilia, nu, nu se poate. Nu. Adică tu ne-ai spus să trec la magazin când tu habar n-ai și vrei? Dar ce vrei, omule? Să murim de foame sau cum? De ce să nu treci pe la Liniela dacă toți ții în drum când vii acasă? Dar n-am problemă să trec pe la Liniela, nu-i problema noastră, ea că am trecut pe la Liniela. Tu spune și să iau, pentru ce și caut aici? Doamne, fără mine nu poți nimic. Zi-mi și este acolo la promoție. Așa, asta e o provocare nouă. De acum îmi dau seama și la promoție? Ai luat revista. Care? VIP Magazin? Acuarel? Care dintre asta? Revista promoțională, Deșteptule. Nu, n-am luat-o, dar de unde s-o eu? Întoarci capul spre stânga. Așa. Ai văzut-o? Da. Păi ia ce este acolo. Nu, stai, ca să recapitulăm. Deci eu vin de la lucru, îți mor de obosit, tot ce vreau e să vin acasă, tu îmi spui să trec pe la Liniela, îmi spui să iau dintr-o revistă promoțională și este acolo? Dacă singur nu te descurci. Bun, și cum fac? Eu tot ce este aici sau mai pisărit, cum? Ia minimum două produse din revistă. Nu, Lilia, nu mai înțeleg. Și prostia asta. De ce mă trimis la magazin să iau două produse dintr-o revistă de asta e promoțională? Pentru că dacă iei minimum două produse din revistă, participi la tombolă și ai șansa să câștigi o mașină. Pentru că noi mai degrabă avem șansa să câștigăm la tombolă decât să cumpărăm mașină din salariul tău. A. Aha. Să iei o șampanie și un doctorski? Da, e bun. În rest ieși și vrei, dar minimum să fii de 200 de lei, că așa lucrează promoția. Bun. Te iubesc. Și eu.